Bună dimineața, domnilor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, final de lună. E posibil să fie finalul unei perioade bullish, da? Vreau ca în acest episod să vă spun despre lucrurile așa cum se văd în perspectiva graficelor de tranzacționare, fără să vă mint, fără să ocolesc, fără să încerc să fiu, nu știu, foarte pesimist, dar nici prea ultra optimist. Avem o lumânare roșie pentru luna aprilie. Dacă încheiem această lună cu o lumânare roșie, să știți că în istoria recentă a Bitcoin, da, ultimii ani de zile, de obicei când o lună se încheie roșu, și vorbim de one month, adică o lună, nu vorbim de 3 zile, o oră, 5 ore pe grafice, vorbim de o lună. Foarte... Nu există lună verde după, da? În general, este semnalul unei probleme. Acum, folosind logica în gândire și folosind, nu știu, mintea, mă gândesc la cei care au inventat sau controlează Bitcoin, da? Rațiunea de a corecta și de a duce prețul undeva într-o zonă mai jos e una simplă, nu? Dacă eu aș fi cel care am creat, cel care controlez banii, aș zice, bă, hai să-l ducem mai jos ca să cumpărăm mai ieftin. Da? Nu există altă rațiune din punctul meu de vedere. Acum, dacă ne uităm pe exchange-uri, da? Unii declară volume cât China, mamă, ce bine merge, ce au crescut volumele, dar mă uit pe order book și zic, băi, ceva nu se leagă, adică cum pisici zic ăștia miliarde de dolari când pe order book sunt câteva milioane? Adică ordine de cumpărare, adică ceva nu se leagă. Nu, bun. Cererea este mai mare decât oferta. Dacă te uiți on-chain, dacă te uiți la cele mai bogate adrese de Bitcoin, vezi că alea nu mișcă. Ăștia de la MicroStrategy au declarat că au mai cumpărat, nu știu, 700 de Bitcoin sau ceva de genul și au ajuns la 214.000 de Bitcoin. Deci ei au undeva la 1% din tot supply-ul Bitcoin existent în clipa de față. BlackRock-ul se apropie și ei. Titerul cumpără și el. Dar să revenim la grafice. Da? Teoretic, dacă închidem această lună sub 60.000, da, de zic un scenariu bearish, din punctul meu de vedere avem două zone cheie pe care le putem vizita. Zona de 56-55, da? Și 45.000. Acolo este o zonă de structură destul de mare. Noi acum am stat mai bine de 50 de zile peste 60.000 de dolari, iar asta este un lucru extraordinar de bun pentru Bitcoin. Și atunci, scenariul negativ, da, este că această vară o să fie una incendiară, da? Adică am putea avea o vară ca un bear market în timpul verii. Am mai avut lucrul ăsta în 2021, dar că contextul este total diferit acum. Astăzi, de exemplu, e 30. La bursa de la Hong Kong se listează ETF-ul Bitcoin și Ethereum. Da? Aia este poarta către China. Da? Teoretic vor veni foarte mulți bani de acolo. Bursele în altă ordine de idei, nu sunt extrem de bullish, dar S&P-ul pare că mai vrea. Adică nu m-ar surprinde să văd că încă o lună, două, S&P-ul îi dă în sus. Dacă S&P-ul îi dă în sus și nu face vreo corecție de asta înspăimântătoare, atunci șansele ca Bitcoin-ul să fie bullish sunt mari. Multă lume mă întreabă, Daniel, dar chiar așa e corelat Bitcoin-ul cu S&P-ul? Păi, oameni buni, S&P-ul este o piață de 39 de trilioane de dolari, Bitcoin-ul este o piață de 1 trilion, da? Adică e de 40 de ori mai mică. Normal că este corelat. Uitați-vă în istoria S&P-ului recentă, ultimii 4 ani, 5 ani, și o să vedeți de câte o strănută S&P-ul, Bitcoin-ul se împiedică, da? Dar... Acum, la modul macro vorbind, piața cripto nu se va închide. Da? Adică nu înseamnă că dacă, să zicem, luna asta se încheie bearish, urmează încă o perioadă bearish, e sfârșitul planetei. Nu.
Piețele de tranzacționare rămân deschise 24 de ore, da? Diferit față de stock market. Reglementările vin, da? De asta vă și spun, de asta vă și invit să participați la evenimentul O Vară Incendiară, care va avea loc pe 25 mai, ora 14, online. Nu trebuie să vă deplasați, nu trebuie să luați avioane, nu trebuie să vă luați hoteluri. Ăsta e genul de eveniment la care participați online și avem o grămadă de discutat. În primul rând despre portofelele cripto, despre implicațiile acestei veri incendiare, pentru că se schimbă niște lucruri. Da? Se schimbă modul în care poți trimite bani de la unul la altul, dintr-o platformă în alta. Vor fi platforme care vor fi absolut interzise. Da? De asta vine alături de mine și un domn avocat, cel puțin un avocat, da, confirmat până acum, cu background la ANAF, da, în România, adică știe cu ce se mănâncă treburile astea în România. Și atunci revin din nou la piața cripto și la importanța zilei de astăzi. Astăzi se închide luna, da, important, nu știu care sunt șansele să se închidă verde. Niciodată să nu zici niciodată, adică să vezi un pump de ăsta, bam, urcă Bitcoin-ul peste 66.000, Ethereum-ul peste 3.400, toată lumea devine bullish, așa, deodată, din senin. Acum, n-am nici 2 ani să mă amăgesc singur. Nu zic, se poate, dar nu cred că se întâmplă astăzi, așa, deodată dau ăștia drumul la robinetul de bani și începem să pompăm. Dacă luna asta se închide bearish, teoretic, ar putea urma o perioadă la fel de neplăcută pentru oameni. Proiectele noastre preferate, da, pentru că foarte multă lume s-a atașat de proiecte, investesc, le țin, se gândesc pe termen lung, proiectele noastre preferate, mare parte vor rămâne. Vor fi proiecte care poate vor da kicks, vor da faliment, pentru că perioadele bearish sunt perioade în care proiectele nu câștigă bani, sunt perioade în care proiectele cheltuie bani și atunci, dacă nu ai surse de venit pentru proiect sau nu poți să susții din buzunar, proiectul se poate colapsa. De aceea, este foarte important să știi să te uiți la un proiect atunci când îl alegi. Să vezi mai multe date. Ce volume reale are, unde se tranzacționează, cât se tranzacționează, ce comunitate are, care e scopul lui ca și token și așa mai departe. Mâine avem FOMC, întâlnire la nivel înalt pentru piața financiară în Statele Unite, o întâlnire care poate genera din nou volatilitate fix în prima zi după ce închidem luna, în 1 mai. O zi în care oamenii se pregătesc de distracție, sunt liberi, merg la mare, sunt 15 grade, superb. Ce să zic? Vă doresc micro-mini-vacanță plăcută tuturor. Sfatul meu este să trăiți această vacanță, focusați-vă pe ea, bucurați-vă că puteți merge la mare sau nu, că vă vedeți cu prietenii, cu familia. Piața cripto rămâne aici, eu rămân aici, ne vedem seara la știri, ne vedem pe Twitter, pe TikTok și așa mai departe. Pentru evenimentul din 25 mai, ora 14, biletele le găsiți pe doctorcrypto.vip, VIP. Da? O să las în descriere linkul oficial. Este făcut pe firmă românească, plătim taxe la stat. Vă doresc o zi senzațională, aveți grijă de voi, toate cele bune, nu uitați să vă hidratați și, hai, duceți-vă în vacanță, faceți ceva pentru voi, bucurați-vă!